Celebra ordonanță 114, numită și Ordonanța Sărăciei, care impunea o taxă în plus pentru complexul energetic Oltenia, este modificată la 3 luni de la adoptare. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat azi, la începutul ședinței de guvern, că vor fi scutiți de taxa de 2% pe cifra de afaceri producătorii de energie. În domeniul energiei am adus clarificări și reglementări în scopul accelerării investițiilor în sectorul energiei electrice, dezvoltării rețelelor de distribuție a gazelor naturale prin introducerea posibilității de a se realiza acest lucru și din fonduri publice de către unitățile administrativ-teritoriale, reducerea costurilor de încălzire ale populației, asigurarea viabilității economice a producției de energie electrică din cărbune prin scutirea de la plata taxei de 2% pe cifra de afaceri și asigurarea viabilității economice a producției de energie electrică și termică în cogenerare prin scutirea de la plata taxei de 2% pe cifra de afaceri. Ordonanța 114 a fost criticată încă dinainte de a fi adoptată de reprezentanții opoziției, însă guvernanții nici nu au vrut să audă de modificări. Abia după ce au fost prezentate studii de impact ale aplicării ordonanței, reprezentanții guvernului au făcut pași înapoi.